Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Infomagazin. În ediția de astăzi vom discuta despre 8 martie, despre tot ceea ce semnifică această zi deosebită atât pentru femei cât și pentru bărbați cu invitatul nostru, Tudor German. Tudor, bine ai revenit în platoul Informația bine TV. Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Tudor, astăzi vei avea o sarcină dificilă, vei reprezenta bărbații din lumea întreagă în emisiunea de astăzi și vom încerca să deslușim secretele acestei zile foarte, foarte importante și sărbătorite la nivel internațional. După cum știți și după cum știți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, duminică se sărbătorește Ziua Națiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională sau Ziua Internațională a Femeii. Sărbătoarea a fost oficializată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1975. Ziua de 8 martie este o zi importantă pentru sărbătorirea realizărilor economice, globale și sociale ale femeilor din lumea întreagă. Pentru început, Tudor, aș dori să mergem puțin în timp, în trecutul tău și să ne povestești cât de importantă și cât de semnificativă era această zi pentru tine atunci când erai copil, erai la grădiniță ori în clasele primare la școală și făceai, concepeai felicitarea pentru Ziua Mamei pentru 8 martie. Era foarte important și nerăbdător în același timp. Dai seama, când ești copil, imaginația zboară. Wow, oare ce o să zică mămica? Wow, oare cum o să fie? Wow, oare o să-i placă? Nu o să-i placă? Și te gândeai. Și făceai ce trecea prin cap și până la urmă ieșea un lucru de copil. Un lucru frumos. Un lucru frumos, nu? Un lucru de copil. De obicei, părinții sunt mulțumiți sau fericiți când nu e realizat de copilul lor. Desigur, un cadou realizat de cel care îl dăruiește este mult mai apreciat decât unul cumpărat, mai ales când mămică fiind îți vine copilașul la casă de doar câțiva anișori și îți dăruiește ceva făcut chiar de mânuțele sale. Chiar de mânuțele lui. De multe ori acele felicitări erau ba cu ghiocei, ba cu floricele, pătrată dintr-o coală de hârtie. Tu ce ți-amintești? Cum erau felicitările tale pentru Ziua Mamei? Bineînțeles, cred că nu lipsea mica poezioară. Păi, mica poezioară cu poezioară, cu de ziua mea... de ziua ta, mămico, ceva de genul. În dar de ziua era ta, scris. Eu îți aduc o floare? Ceva de genul era. Și, în general, sau din câte ține minte, un ghiocel așa pe o... foaie de A4 sau de ce-o fi, desenat un ghiocel mare, frumos și scris 8 la martie, mulți la mulți ani de 8 martie, anul cu tărică. Erau și serbări la tine la școală, erau la grădiniță? Serbări, da. Erau și serbări și, în general, în școala generală, întotdeauna cântam. Deci eram undeva printre primii, acolo în primele rânduri, să cânt întotdeauna, la fiecare serbare, că era Crăciun, că era Paște sau ce știu eu ce se mai sărbătorea, eram în primele rânduri și mai ales când era de 8 martie, îmi plăcea foarte mult întotdeauna, că evident era pentru mama mea. Desigur, de 8 martie, așa cum spuneai și tu, că îți plăcea și îți făcea plăcere să participi și la alte serbări. Acum nu voi mai primați ceva, că de obicei vine moșul, vine iepurașul, tot timpul erați voi în centrul atenției, copiii, însă acum voi ofereați ceva, poate cele mai importante ființe din viața unui copil, și anume mama sa. Bun, spuneai că recitai, făceai felicitări. Între timp ai crescut, am crescut cu toții. Sentimentele acestea când se apropie ziua mamei și te duci și oferi o floare, un buchet cu flori sau alt cadou, au rămas aceleași ca atunci când erai mic copil sau un timp s-au schimbat și ele odată cu maturizarea ta? Se schimbă, dar nu mult. Când o ai numai pe mama, ai numai un părinte, se simte. Nu se schimbă foarte mult. Acum depinde și de cel ce dăruiește sau nu știu. Dar sentimentele uneori rămân aceleași sau poate spuneai se mai pierd. Că dar,
Spuneai că atunci când ai numai mamă, crezi că pentru copiii care sunt orfani de tată este o zi mult mai specială decât pentru ceilalți tineri care au norocul să aibă lângă ei pe ambii părinți? Eu zic că da. Că, deci, dacă simte lipsa tatălui, probabil dragostea e mai mare pentru mamă. Că o are doar pe ea, nu? Și atunci sentimentele sunt mult mai ample și mai intense. Așa este, de fiecare dată în apropierea acestei zile importante, centrul municipiului nostru este umplut de flori, de oameni, de cei care comercializează flori, tot felul de aranjamente florare și ghivece și tot felul de nebunii. Te-ai uitat pe acolo sau ai deja de pe acum o idee în legătură cu ceea ce vei dărui mamei tale duminică de 8 martie? Am văzut și, cum spuneai tu, că sunt tot felul de flori, de asta, dar am idei, sunt, dacă nu îți vin, dar da, știu ce să-i dau. La fel și restaurantele din municipiul nostru organizează diferite petreceri tematice, la unele numai cu doamne, bărbaților fiindu-le interzis accesul. Ce crezi? Ce vei face în acest weekend? Cum vei petrece? Lucrez. În acest weekend lucrez. Deci te înconjurat de femei și la tine la salon, da. Sunt acolo numai doamne și domnișoare deosebite frumoase. Stând atât de mult în preajma femeilor, ai reușit să-ți dai tu seama ce își doresc femeile, nu doar de 8 martie, ci și în general? Ce își doresc femeile? Păi, în general, oricum, un bărbat care să le susțină, dacă asta vine vorba, nu mai unul cu care XX sau care să meargă doar la cumpărături sau nu știu ce, un bărbat puternic în general, care să poată să le înțeleagă sau să vă înțeleagă. Dacă tu deja ai idee despre ceea ce își doresc femeile, invităm pe telespectatori să fie alături de colegul meu, Sergiu Podină, deoarece în această după-amiază va avea el emisiune în care va dezbate această temă cu domnul Virgil Enătescu și colega mea, Mihaela Julieta Ghiță, în care vor încerca să găsească răspunsul la poate cea mai apăsătoare întrebare pentru bărbați, și anume ce își doresc femeile. Revenind la 8 martie, la subiectul nostru, eu m-am documentat puțin pe internet, ca așa cum obișnuiesc să fac de obicei, și am luat așa un istoric al zilei de 8 martie de-a lungul anilor. Și voi da citire. Ziua Internațională a Femeii a fost inclusă în sărbătorile culturale din numeroase țări. Deși a debutat în primii ani ai secolului trecut ca o sărbătoare politică și socială, ziua de 8 martie s-a transformat treptat pentru a fi astăzi, mai ales o zi în care bărbații își exprimă dragostea și afecțiunea pentru femei. Bărbații oferă de 8 martie flori și mici cadouri femeilor, mamelor, soțiilor și așa mai departe. Așadar, de-a lungul anilor, ziua de 8 martie a devenit un prilej pentru ca bărbații să-și arate devotamentul și dragostea pentru femeile din viața lor. Ei, tu, bărbat fiind, te întreb pe tine, crezi că acest lucru trebuie să-l facem special în această zi sau fiecare zi a vieții noastre poate să fie o zi în care să le arătăm doamnelor că ele sunt importante mereu? Deci nu e nevoie doar de 8 martie, fix asta spuneam și de 14 februarie, ca să-ți arăți dragostea. Nu e nevoie să știi că e 8 martie și să-ți amintești că trebuie să-i dai un buchet de flori sau, știu eu, să o scoți la cine romantic. Că poate să fie și 31 mai și să o scoți la o cine romantică sau să-i duci un buchet de flori, nu? Nu o să-l refuze, pun pariu. Tu obișnuiești să îți exprimi adesea afecțiunea față de mamă, soră sau, mă rog, față de femeile din viața ta? Sau ești un timp mai rezervat, mai închis în tine? Acum depinde de situație. Uneori da, alteori nu. Am înțeles. Te gândești vreodată cum ai vrea să se comporte un băiat, un bărbat cu fiica ta când vei fi tată? Te pui vreodată în acest rol? Da, mă pun în acest rol. Dacă stau să mă gândesc acum pe moment,
eu mi-aș dori foarte mult gemeni și să fie băieți. Deci nu știu cum s-ar comporta cu fiica. Probabil o să fie și o fată, dar cel puțin îmi doresc foarte mult gemeni și să fie băieți. Deci, iar dacă o să fie fată, cum s-ar putea să comporte? Nu știu, acum depinde de ce o să-și aleagă ea, că în ziua de azi sau nu știm ce o să fie în viitor, cam așa merge. Nu te mai obligă nimeni să te măriți la 16 ani, cum era când s-a măritat maica mea, spre exemplu, sau știu eu cine. Nu? Mai fi un tată grijuliu? Da. Am de înțeles. Ce de ce n-ai fi? Uite că sunt cazuri și cazuri. Haide să vedem ce s-a întâmplat pe această dată, pe 8 martie, de-a lungul timpului. Pe 8 martie, în anul 1857, a avut loc un protest al femeilor care lucrau în industria textilă din New York și criticau condițiile de muncă și salariile scăzute. Protestatarele au fost atacate atunci de polițiști. Tot pe 8 martie 1859, angajatele de acolo, de la textile din New York, și-au format primul sindicat. Pe 8 martie 1908, 15.000 de femei protestau în New York cerând reducerea timpului de lucru, salarii mai bune și drepturi de vot. Vedem aici niște date importante, date care au marcat schimbarea și modernizarea femeii de-a lungul anilor. Până atunci, femeile erau puse doar la cratiță și să aibă grijă de copii. Uite că 8 martie a marcat oarecum revoluționarea și schimbarea femeii, făcând-o egală cu bărbații. Știai aceste lucruri? Ți-ai fi imaginat că pe 8 martie s-au întâmplat atâtea evenimente importante în viața femeilor? Poate de asta s-a și ales ca zi de sărbătorire. Păi chiar de aia s-a ales. Știam de chestiile astea cu drepturile femeilor. Ce să zic? Părerea mea că ar trebui să fie egal undeva. Să zic așa. Undeva. Undeva, așa. Mă refer într-o familie, într-o... Nu știu. Într-o societate normală. Într-o societate normală, da. Să nu fie diferențele astea că femeile sunt mai bune, bărbații sunt mai buni. Femeile parchează mașina într-o oră, bărbații în 20 de secunde. Bine că ăsta e adevărul, dar... Vreau să te întreb dacă ai prejudecăți față de femei, dar deja mi-ai răspuns la întrebare. Nu, spuneam doar un exemplu. Nu, de ce să... Sigur nu faci parte din categoria bărbaților misogini? Domnilor, vă rog să mă scuzați. Nu, sigur. Deci nu ești de părere că bărbații conduc mai bine? Într-un fel. Bine, hai, nu le taxa așa, 100%. Nu ești de părere că bărbatul aduce mai mulți bani în casă decât femeia? Sunt cazuri în care e invers. Să știi. Știți foarte multe mai nou. Uite, am auzit bărbați spunând că bărbatul... nu este egal cu femeia și femeia nu este egală cu bărbatul, pentru că femeia, de exemplu, nu poate să mute mobila din casă sau femeia nu poate să facă nu știu ce munci grele. Oare acest lucru, forța, ne face egali? Păi de-aia bărbatul lângă tine să te ajute. Și atunci cum rămâne cu forța psihică? Aici cine crezi că este mai puternic, femeia sau bărbatul? Păi, în... majoritatea cazurilor trebuie să țin cu femeile, știi? Trebuie sau femeile. Așa simți? Păi trebuie, că uneori așa e. Deci, pe plan psihic, cine este mai puternic, femeia sau bărbatul? Femeile. Ești de părere că în spatele oricărui bărbat de succes se află o femeie puternică? Da, este. Am înțeles, bun, am căzut de acord. Să mergem mai departe cu data de 8 martie de-a lungul timpului. Pe 28 februarie 1909 se sărbătorește prima oară Ziua Internațională a Femeii după ce Partidul Socialist din America a emis o declarație în acest sens. Uite că încet, încet femeia își intră în drepturi. În 1910, la Copenhaga, se organizează prima conferință internațională a femeilor
care decide stabilirea unei zile internaționale a femeilor. Așa cum spuneam, femeia deja și-a intrat în drepturi și începe să fie tot mai prezentă în viața socială, politică și așa mai departe. Pe 19 martie 1911, peste 1 milion de femei din Austria, doamnelor și domnilor, Danemarca, Germania și Elveția sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Așadar, 1 milion de femei au sărbătorit acum 100 și ceva de ani prima Zi Internațională a Femeii. A fost ca o gură de aer pentru reprezentantele sexului frumos din întreaga lume, de pe întreg mapa mondul, care oarecum până în acea perioadă erau asuprite și puse la colț. Ce părere ai? Câte femei ai văzut tu vreodată la un loc? Cele mai multe. Cele mai multe. Odată la un loc cele mai multe. Numai femei. Numai și numai femei. Numai și numai femei. Numai și numai femei. Stai să mă gândesc un pic. Să-mi derulez un pic. Dacă nu știi câte ai văzut, dacă nu-ți amintești, ce ai fi zis când ai fi văzut 1 milion de femei care sărbătoresc victoria în fața sistemului, în fața bărbaților? Te-ar fi speriat? 500 lor. Există vreo femeie care te sperie? Nu. De ce să te sperie? Nu știu. Ce-ar putea să din punct de vedere intelectual, din punct de vedere mental, din punct de vedere social, din punct de vedere cultural? Când auzi cuvântul femeie, la ce te gândești? Care sunt primele imagini, primele vorbe care îți vin în minte, flash-urile acelea pe moment când zic femeie? Multe. Te rog, enumără, 3 elemente. Dificultate. Dificultate. Forță. Forță. Și ce mai? Gingășie, iubire. Inteligență. Inteligență. Uite, ți-am zis 3. Mi-ai zis 3. Da. Dificultate, forță și inteligență. Sunt acestea 3 caracteristici importante pentru femeia din viața ta? Musai să le aibă? Viitoarea ta iubită, soție, logodnică? Nu e chiar musai, cum ai zis tu. Nu, dar... În general, persoanele se găsesc, știi? Că spui tu acum că inteligență și așa mai departe, sau frumusețe, sau sexy, sau știu eu cum. Dar depinde și de bărbat, și de ea, și de multe. Am înțeles. Deci trebuie să găsești o cale de mijloc și atunci totul devine perfect. Cade pe o cale de înțelegere. Te poți... Știi că bărbații spun că femeile sunt neînțelegătoare, isterice uneori. Nu sunt neînțelegătoare și isterice, sunt dificile uneori. Păi și bărbații, de ce n-au ei acea inteligență încât să le facă mai domoale, să nu fie atât de nepeplacul nostru, dacă pot să spun așa? Nu că nu sunteți pe placul nostru, dar ideea e că până înțelege e mai greu. Că după ce prinde ideea că ce vrea bărbatul, e ok. Ai, voi nici voi nu știți ce vreți voi, dar apoi să știți voi ce vrea femeia, mai exact nu știți. Mai trebuie să cercetați. Bun, mergând mai departe cu evenimentele noastre, trecem mai încolo și aflăm că pe 8 martie 1913 femei din mai multe state europene protestează față de tensiunile crescânde din Europa. Cum spuneam, deja femeile sunt tot mai bine impuse și pe scena politică. Bun, pe 8 mai 1965, Ziua Internațională a Femeii este declarată nelucrătoare în URSS. Victoria, spune eu! Începe 8 martie să-și intre în drepturi și femeia să aibă o zi numai a ei. De ce crezi tu că femeia trebuie să aibă parte de aceste... beneficii, dacă pot să le spun așa. Pentru că le merită. Tu personal.
pentru că le merită. Sunt mămici, sunt surori, sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Bine, ce face mătuși, femeia mai specială ca bărbatul? Din punctul tău de vedere. Să nu-mi spui doar pentru că dau viață. Nu, nu doar pentru că dau viață. Asta ar fi o chestie, dau viață. Te cresc, nu? O mămică te crește, nu? Are grijă de tine și așa mai departe. Fac mâncare mai bună ca bărbat, în general. Hai că poți. Mai zic. Trebuie să mai găsești două, trei argumente. Gusturile la îmbrăcăminte, uneori sunt mai bune chiar și pentru bărbați. Bine, hai să ne gândim altfel. Hai, spune-te. Cum ar arăta lumea fără femei? Cum ar arăta tu te-ai putea descurca? Da. Da? Cum? Da, simplu. Trăiești. Crezi tu că ar fi atât de ușor? Păi nu ar fi atât de ușor, dar asta se pune în balanță. Cum ar arăta lumea fără bărbați pentru tine? Foarte mișto. Eu nu cred. Glumim, sigur, nu suntem evident nici misogini, nici așa mai departe. Nu, nu există să... Deci e cântarul ăsta care... Sunt aceste polemici mereu prezente între femei și bărbați. Femei și bărbați. Ba eu sunt mai bun, ba nu, bărbații sunt mai buni. Dar voi n-ați putea fără trăi fără bărbați, ba nu, voi n-ați putea trăi fără noi. Probabil și ar trebui cred să... că este un fel de joc de a șoarecele și pisica de-a lungul existenței între cele două sexe. Da, bun, ești de acord. Mergem mai departe cu evenimentele noastre. Păi sunt femei, trebuie să fii de acord cu mine, măcar ai pentru văzut, că duminică este ziua mea. Așa, bun, sunt aici în... Dar să nu uiți că după duminică vine luni. Ce vine duminică? Luni. Luni? A, după duminică vine luni și luni nu o să mai fie ziua ta. Nu o să mai fie ziua mea, bun. Și deci nu o să mai fiu de acord. Deci nu o să mai fiu de acord cu mine. Ei, doamnelor și domnilor, bărbații sunt de acord cu noi, femeile, numai și numai pe 8 martie. După aceea își iau din nou lumea în cap. În anul 1975, Ziua Internațională a Femeii a fost recunoscută oficial de către Națiunile Unite. ONU a proclamat anul 1975 ca An Internațional al Femeii, iar perioada 1976-1985 a devenit deceniul ONU pentru femei. Victorie, iarăși, Evrica, pentru noi, pentru femei. Cam încă multe. Voi bărbații n-ați avut parte de așa ceva și din câte știu nici n-o să aveți. Nu, pentru că le-am avut de la început, voi le-ați dobândit. Aia e toată problema. Bine, nu creăm aici o dispută în plată. Mergem mai departe. Pe 8 martie 2005, tot mai aproape și mai aproape de zilele noastre, se organizează un marș mondial care să popularizeze o carte mondială a femeilor. Pe 8 martie 2009, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a avertizat că asistența medicală a femeilor este ignorată în mai multe state aflate în război. De atunci și până în prezent, ziua de 8 martie este sărbătorită oficial. Este sărbătoare oficială în, ține bine minte, Albania, Algeria, Armenia, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Burkina Faso, Camerun, China, Cuba, Georgia, Italia, Israel, Kazakhstan, Kirghizistan, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam și Zambia. Știi tu când se sărbătorește ziua bărbatului? 5 mai. 5 mai. Și de când? Știi de când se sărbătorește ziua bărbatului? De când ați intrat voi în drept. Deci era întotdeauna. Nu s-a știut de ea. Așadar, tu consideri că ziua bărbatului este fiecare zi? Păi dacă nu ieși, o faci. Aoleo, cum vine asta? Cum adică bărbatul își face ziua în fiecare zi? De ce nu și-ar face-o? Nu știu. Crezi tu că este în regulă așa? Noi femeile doar o dată pe, mă rog, hai, luna martie toată e a noastră, plus un pic din februarie, hai că... Plus un pic de iunie, plus un pic de aprilie, plus un pic de tot anul, hai că vine concediu, vine vara... masaj anticelulitic, frumusețe, bronz, plajă,
Vine toamna, iar știu eu ce. Păi nu înțelegeți voi, bărbații, prin femeie, feminitate, că de aici vine și cuvântul acesta frumos care definește tot ce este mai gingaș pe lumea asta, de la noi, de la femeie. Eleganță, sensibilitate. Crezi că am putea avea toate aceste lucruri fără ca măcar să ne îngrijim cât de puțin, să avem parte de răsfăț, de atenția cuvenită? Evident că nu. Tu lucrezi cu femeile, tu ar trebui să fii de partea noastră, repet. Eu sunt de partea voastră. Oarecum. Oarecum, trebuie să le pun în balanță. Sigur nu sunt ceva bărbați, ceva prieteni care te așteaptă la ieșire. Să mă aștepte jos la redacție, la voi, bă, dar ce faci? Le-ai părăsit? Nu, nu sunt. Trebuie să le pun în balanță pe toate. Nu? E, uite, hai că vedem noi ce și cum, nu știu. Uite, am putea spune că ziua femeii și ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor antici. Hai, o vreme foarte, foarte îndepărtată. Poate te miri de ce spun acest lucru. Normal. Însă, în fiecare primăvară, grecii antici o sărbătoreau pe Rea, mama tuturor zeilor. Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată Duminica Mamei, serbată în a patra duminică de la începerea postului Paștelui. Adică undeva prin luna mai, aprilie, acolo undeva, ceva de genul. Uite că nu a fost fixată chiar de la început, bătută în cuie, ci în timp s-a stabilit mai exact ce și cum. În anul 1909, așa, am spus că s-a sărbătorit în Statele Unite, în Germania, Austria, Danemarca și alte câteva țări europene. Bun. Ia spune-mi cum e, Tudor. Ce faci tu de o moarte, mai exact? Cu cine sărbătorești și pe cine sărbătorești? Nu ne-au de nicio domnișoară care ar putea intra la bănuieli, nu? Nu au de nicio domnișoară. Numai noi aici, nu. Numai noi aici. Pe cine sărbătoresc? Uh-huh. Cu cine? Nu sărbătoresc cu nimeni. Ți-am zis că lucrez. De la bun început, ți-am spus. Stai pic, mama. Deci mama, sora. Deci sunt trei persoane plecate. Cu cine să sărbătoresc? Cu nimeni. Deci nu sărbătorești bine. Te duci numai, deci nu oferi florile. Te-ai gândit să faci o surpriză mai specială, mai inedită? Ceva ce nu întâlnește femeia de fiecare an. Exact, de o martie. Tu ești masior. Crezi că o ședință acolo la tine, la salon, o ședință, un masaj de relaxare sau un masaj la cerere, la alegere, ar putea fi considerat de doamne un cadou ideal de 8 martie? Ar putea fi și la un cadou, probabil nu tocmai ideal, depinde de persoana care îl primește. Care îl primește. Depinde cât de mult îi place masajul sau cât de multe știe despre masaj sau așa mai departe. Dar masajul nu trebuie neapărat să-ți placă. Scopul masajului este să te relaxeze. Este Scopul terapie. Scopul masajului este să te relaxeze, da, este terapie. Dar cum am întâlnit multă lume care îmi spunea, nu vin că n-am fost niciodată. Deci atunci stai și trebuie să gândești rapid un răspuns. Ce îi răspunde tu? Pune-te tu în ipostaza mea, să zic așa. Tu ești masioză, da? Și vine o doamnă. Hai să nu punem un domn la tine și îți spune. N-am fost niciodată la masaj, nu vreau să vin. Ce îi spune? I-aș explica care sunt beneficiile masajului. I-aș explica care sunt beneficiile masajului. După aceea aș încerca să o conving și să o fac să treacă peste teama ipostaze în care se află, deoarece atunci când te duci la masaj, ești într-o ipostază mai intimă. Da. Ești expus oarecum, corpul ți este expus. Însă eu sunt foarte curioasă și cred că și domnul, uite, tu ai putea să fii
un psiholog și cred că ești câteodată un psiholog pentru fetele care vin la masaj. N-ai discuții cu ele, nu-ți povestesc despre ele, despre viața lor personală, despre gândurile lor, despre necazurile lor. Sunt unele care vorbesc mai mult ca tine în 10 emisiuni într-o ședință de masaj. Sunt care nu vorbesc. Depinde de caracter, de fire, de cum poate să se relaxeze mai bine. Că sunt persoane care se relaxează chiar și vorbind. Deci sunt persoane care pun muzica și îmi fac treaba și nu scot un cuvințel și mă trezesc când zic suntem gata, doarme. Deci, sunt persoane care, evident, vorbesc mult. Bun. Dacă eu vin la tine la masaj, umblu deja regulat de 3 luni de zile, să zic. Da. Și prietenul meu vrea să-mi facă un cadou. Poate să vină la tine să te consulte? Sau aici, în cazul acesta, luăm doar cosmeticienele și... Să mă consulte cu ce? Cu o părere, să te consulte, măi, uite, nu a zis Adriana, n-a pomenit, nu știi ceva, ce și-ar dori, ce... Nu-ți spune nimic? Poți fi denumit un mic psiholog? Da, îmi spune, cum să nu? Aș putea să-i zic, da, uite, e o chestie să-i faci un abonament de 10 ședințe, nu numai pentru mine, și pentru ea, că văd în vedere că, ce să zic, poate le plătește ea când vine, poate le plătești tu, dar nu. Mergi și zici, uite, iubi, ai 10 ședințe de masaj, cadou de la mine și... Ce știu eu, trei coafuri și un make-up, tot de la mine. Un cadou? Ce i-ai spune? Frumos, aș fi fericită. Ar merge și ți-ar spune toate astea. Uite, Adriana, de mâine sau de luni sau de când vrei aici, tu? Aici, Tudor, aici le-ai dat o idee foarte bună, domnilor, care ne privesc în aceste momente, domnilor, de 8 martie. O idee foarte bună, un abonament la masaj, un abonament la sală, o ședință, două de make-up, trei ședințe la coafor și suntem cele mai fericite. Uite, eu știi doar că mai am un loc de muncă lângă masă, așa, când am timp, prindeam, când mergeam, plăteam abonamente la solare, la sale, la și așa mai departe. Pentru diferite doamne și domnișoare. Cadou. Și domnișoare. Doamne, și domnișoare. Bun, uite, Tudor, dragă, hai să mergem mai departe cu cercetarea noastră și de să... O da, de o martie și despre o martie și cu și da. Așa. Conform Mediafax, doar 1,4% dintre femeile care lucrează în România ocupă funcții de conducere în corpul legislativ, executiv sau al înalților funcționari din administrația publică, potrivit celor mai recente date din anul 2014. Ce părere ai tu? Uite, femeile numai un procent foarte mic ocupă funcții foarte înalte. Ai putea să fii misogină aici, dacă ai vrea. Nu vreau, stau să mă gândesc. Să zic că mai de mult femeile erau mai deștepte, nu? Asta se dă de și înțeles. Și ce crezi, că astăzi nu mai sunt femeile deștepte? Păi dacă așa de puține lucrează în finanțe... Hai să-ți mai spun, că poate te răzgândești. Populația ocupantă din România era în trimestrul al treilea din 2014 de 8.822 milioane de persoane, din care 44% erau femei, potrivit Institutului Național de Statistică. Deci voi sunteți majoritari. Noi 44%, voi 56%. Ți-ar place să locuiești într-o țară în care femeile ar fi majoritare și ar veni într-o țară europeană, nu mai știu exact care, nu vreau să spun ceva greșit, dar știu că undeva la un bărbat, pe un cap de bărbat vine 3 sau 4 7 chiar. Femei. 7? Unde? Nu știu. Știu că am citit și eu undeva articolul și țineam minte cifrele. Un bărbat la 7 femei. Și? Păi și mă gândeam este că ce bine o duce ăla. Domnilor sau nu? Cum? Poate fi considerat un paradis al bărbaților? Sau nu? Că voi bărbații iubiți foarte tare femeia. Un paradis și un iad, cum ar veni, știi? De ce iad, Tudor?
Să le punem iar în balanță? Da, te rog. Dacă e numai una, nu e bine, dacă sunt șapte, iar nu e bine. Păi, uite, poate să faci harem. Ți-ar place ideea de harem? Nu, mi-ar place ideea de harem. M-aș muta în Arabia Saudită dacă mi-ar trebui harem. De-aia zic. Așa stau în satul mare. Cum? Nu, nu. Deci să înțelegem că tu faci parte din categoria bărbaților fideli. Exact. Fidel, iubitor, răbdător, atent. Toate spun la limite. Și care este răbdător, limita atent, ta? Atent și așa mai departe. Care este limita? Da. Până observ și îmi dau seama și sunt sigur că profiți de bunătatea mea, să zic așa. Cam acolo se ating și limitele. Până unde ajungi la bunătatea omului și îți dai seama că de fapt ești ori luat de prost, ori și așa mai departe. Cât timp îți ia ție să îți dai seama de aceste aspecte? Cunoște o domnișoară. Uite, poate chiar de o martie. Da. Cunoște o domnișoară frumoasă, deșteaptă, în fine, pe placul tău. Cât îți ia ție să-ți dai seama de intențiile ei? O lună, două, trei, o săptămână, o zi? Acum, o zi. Aveți nu... voi bărbații un, așa, un simț? În ceea ce privesc femeile și intențiile lor? Sau că nu v-ați dezvoltat? Avem un feeling, să știi, care... chestia asta, dar... depinde cât timp stai cu persoana respectivă sau cât timp îți petreci cu persoana respectivă în, să zic, în cele 3 luni. Bine, că nici prea mult, că ce e prea mult strică, dar nici ce prea puțin. Undeva să fie așa cântar, să zic așa, să fie egal. O balanță. O balanță. O balanță perfect potrivită, echilibrată, că despre asta este vorba, despre echilibru atât în ceea ce privesc bărbații, cât și femeile, nu? Până la urmă trebuie să fim echilibrați și bine dozați în tot ceea ce facem. Cum? Trebuie să fim echilibrați și dozați în tot, bine dozați, bine, o proporție, trebuie să existe o proporție corectă și sănătoasă. Nu chiar în tot, că nu poți să fii chiar în tot. Tu ești gică contra, astă seară? Gică contra, nu, de ce? Nu ești tu așa, nu, că poate așa, că poate nu, că poate așa. Sigur nu te-ai înțeles cu ceva bărbați, să veniți aici să faceți front comun, să susțineți bărbații. Sigur. 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 N-am Sigur. Înțeles, bun. Ai? Spune despre aceste pachete, aceste vouchere care ar putea fi dăruite de domni femeilor de 8 martie. Ai de lucru? Spune că lucrezi de 8 martie. Ai primit asemenea pachete? Nu, nu am primit asemenea pachete. Dar se pot și pe viitor, că... De ce doar de 8 martie? Cum spuneam la început. Se pot oricând, fiecare zi... E o altă zi, sau cum să zic. Fiecare zi aduce ceva nou. Ceva nou. Așa, că despre ziua bărbatului. Ce știi tu despre ziua bărbatului? În afară că se sărbătorește luna mai, sinceră să fiu, îți spun și îți mărturisesc că habar n-am în ce zi. Din câte știu eu, în 5 mai. Așa. Așa. Se bea multă bere. Așa. Dacă mai sunt și ceva campionate de fotbal, bine, mie nu-mi place fotbalul. Sunt, așa. Știu eu. Nu o să stea foarte mult timp pe acasă. Să stea la bere, că doar e ziua lui. Spune că de ziua bărbatului se bea multă bere. Păi voi ați scormonit această zi, ați inventat-o numai așa ca să aveți o scuză ca să beți bere? Nu stai pe o scuză ca să bei bere. Poți să bei în fiecare zi o bere dacă vrei să bei. Și dacă ai o iubită foarte... nu știu, care nu te ține așa mai din scurt. Pui în balanță. Ce? Tu n-ai fost de 8 martie. A, deci aici intervine reproșul. Păi nu, nu devine asta reproșul, nu? Aici ai un mic șantaj. Respectul reciproc, nu? Respect. Că dacă el... deci tu te-ai dus la club cu fetele, cu toată echipa, da? Da. El de ce să nu meargă de ziua bărbatului cu toată echipa? Cu toți băieții, cu toată cu gașca. Băieții. Și tu să rămâi acasă, sau știi eu, să stai cu prietenele tale. Dar femeile nu se îmbată de 8 martie. Nu beau bere.
Ești ea sigură? Poate să-ți spună așa, că exact, da, sunt sigură că majoritatea femeilor nu se îmbată de moarte. Ce faci în acest caz? Nu se îmbată, da. Totuși beau. Chefuiesc. Chefuiesc. Bun. Ca să, deci, dacă sărbătorești ziua bărbatului, să zic așa, nu-i, deci e neapărat că bei bere sau că te îmbeți, nu? Având în vedere, ai, luna mai mergi la un grătar, stai la o bere, vorbești, poate fi și vin, poate fi și fără alcool, nu? Da, depinde. Poate fi o zi liberă în care nevasta să nu zică du-te, aspiră sau fă aia, sau hai ajută-mă să nu știu ce. Mm-hmm. Bine, hai să lăsăm ziua bărbatului, că voi nu, na, nu. Nici măcar noi femeile nu știm în ce dată, când. Drept dovadă că nu este foarte importantă, să fim serioși. Sincer, da. Până nici pentru mine nu e atât important. Ei, mulțumesc, uite că... Bine, dacă... Să-ți fac pe placă, e 8 martie. A, deci numai de asta, doamnelor și domnilor. Bun, deci, dacă pentru noi 8 martie este o zi foarte importantă în care ne luăm hăinuțe noi și ne machiem și ne aranjăm și ne facem frumoase, așa cum suntem, doamnelor și domnilor, suntem puse la punct, voi bărbații ce faceți? Numai vă luați așa în pantalon scurți, în șlap și mergeți la grătar? Sau cum vă pregătiți voi? Eu sunt foarte curioasă. Sincer, eu n-am sărbătorit niciodată. Hai, să o luăm așa. Tu n-ai sărbătorit, tu n-am sărbătorit. Ai prieteni, cunoștințe care sărbătoresc. Care sărbătoresc, da. Ce auzi sau nu pentru voi, bărbații? Nu se organizează petreceri tematice? Voi n-aveți parte de dansuri prin cluburi, de evenimente, de mese organizate, de restaurante? Pentru voi nu se organizează așa ceva? Sunteți mai... cum? Nu avem atâta valoare ca voi, ca să știu eu. Nu, nu se organizează nimic, din câte știu eu. Ce să se organizeze? E, și nu te simți aici discriminat? Nu. Se compensează cu alte. Cum ar fi? Ies în altă zi și fără nicio zi de 5 mai de a bărbatului. Deci, clar, pentru tine ziua bărbatului, ziua ta nu este importantă, însă țin să subliniez că pentru femei este ceva foarte important și este, doamnelor și domnilor, recomandat să nu uitați, să nu uitați de această zi niciodată și să o sărbătoriți așa cum se cuvine. Ai uitat vreodată să-ți sărbătorești femeile din viața ta de 1 martie? Nu. N-ai uitat. Cum se face acest lucru? Simplu. Cum să le uiți? Sau cum să uiți să sărbătorești? Când toată lumea e o valvă de aia... Ai, da, doar pentru că sărbătorești toți oamenii. Pentru și vecinul, și Vasile, și Ghiță, și Florin. Da, nu, deci e cam imposibil să-ți scape. Este, da, imposibil să-ți scape pentru că este o nebunie care se întâmplă în jurul tău. Bine, am crezut că ți-ai pus tu telefonul să-ți sune cu o zi înainte să cumpăr flori mamei, iubitei. Sau... Nu, păi stai, că în ce vremuri trăim le găsești repede, da? Ai urcat în mașină sau în taxi, te-ai dus, ai cumpărat, ai făcut, pa, ai rezolvat într-o oră, te-ai dus, ai dat, ai făcut datoria de bărbat de 8 martie și... Bun. Ai rezolvat. Cât ești dispus să investești cel mai mult și cel mai mult într-un cadou de 8 martie pentru o colegă de serviciu? Pentru că trebuie să duci flori și la colegele de serviciu. Noi am primit astăzi și le mulțumim colegilor noștri pe această cale. Având în vedere că sunt colege de serviciu. Adică nu sunt foarte importante în viața ta, nu? Colegă de serviciu nu poate fi la fel de importantă ca mama mea, spre exemplu. Bun, ne-am lămurit. Așa. Nu? Mai departe. Păi îi duci o floare sau le duci un buchet de flori sau și așa mai departe? Sau o floare sau ce știu eu. Am înțeles. Și pentru deci mama investiția ta? Investiția nu poate fi pentru mama mea nelimitat. Nelimitat. Ești de părere că mai mult contează gestul decât valoarea cadoului pe care îl oferi? Noi femeile să știi că de multe ori suntem de această părere. Contează și gestul și valoarea. Deci undeva la mijloc. Totuși să fie ceva semnificativ din punct de vedere... Ziua.
de 8 pecuniar. Martie. Da. Am înțeles bine. Tudor, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și să nu uiți să oferi flori tuturor doamnelor din viața ta, chiar dacă este vorba de un fir de floare, și te mai așteptăm în platoul Informația TV. Mulțumesc frumos pentru invitație. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție și vă aștept cu drag luni. Însă până atunci le spunem la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor și domnilor să nu uitați să oferiți flori celor mai importante femei din viața dumneavoastră. La revedere!